Bună dimineața, dragii mei, și bine v-am regăsit aici, la Dale Dimineții, la Hunedoara 1 TV. O dimineață de luni, așa, pe sufletul meu, avem promo deja făcut de vineri. Știți deja că astăzi, alături de mine în platou, la Dale Dimineții, va veni nimeni altul decât Lucian Rus. Un om deosebit, aș spune eu, un om care face lucrurile altfel și ca întotdeauna, așa cum știți, vin și cu dovezi. Prima dată îl salutăm. Bună dimineața! Bună dimineața tuturor telespectatorilor noastre și mulțumesc frumos pentru invitație. Dragii mei, cumva a reușit așa printre toate celelalte să-și facă timp și să vină să îl cunoaștem și noi pe omul Lucian Rus. Să-l cunoaștem noi, cei de acasă, pentru că prin intermediul camerelor de luat vederi, dumneavoastră astăzi veți descoperi cine e, de fapt, Lucian Rus. Pentru că trăim acele zile în care spunem mereu cine e candidatul. Vrem să-l cunoaștem. Și știți că eu fac așa lucrurile un pic diferit și atunci când spun că e un om minunat, pot să și dovedesc asta și de ce spun asta. Vreau să încep cu o poveste, dacă îmi permiți. Acum câțiva ani, când tânără în presa hunedoriană, în jurnalismul județului Hunedoara, când m-am alăturat echipei din care fac parte și astăzi, am pornit într-o frumoasă aventură de viață pentru mine, spun eu. Nu știam nimic despre ce înseamnă televiziunea. Am învățat, așa cum spun, în fiecare zi de la Rosi, bună dimineața Rosi, de la Corina, care e alături de noi și datorită ei avem această posibilitate să venim alături de dumneavoastră, să aducem povești de viață acasă la dumneavoastră. Am pornit o frumoasă aventură despre care nu știam nimic. Acum, dumneavoastră, când mergeți la câte un eveniment, vedeți că vine televiziunea, ăia care filmează. Vin cabluri, vin oameni încărcați, ca spiriduși, așa, montează, fac. La un astfel de eveniment, cineva din staff, pentru că vedem acei bărbați mereu oficialitățile de la evenimente, s-a desprins din acel grup și a venit simplu. Pot să vă ajut cu ceva? Am rămas așa surprinsă. Alături de el au mai venit încă doi prieteni a domniei sale. Putem fi de folos cu ceva? Am rămas așa surprinsă, ne-au ajutat, am montat, a fost întrebarea, cine e domnul? Și atunci am aflat cine e domnul. Au trecut câțiva ani buni de atunci, buni, chiar buni de atunci, ne-a mai ajutat acel domn, că l-am mai întâlnit și la alte evenimente și acel domn e astăzi alături de mine, astăzi ministru secretar de stat în Ministerul Economiei, candidat pentru funcția de primar la primăria Deva. Atunci, un domn care a sărit în ajutorul meu. Au trecut ani de zile până să-i împărtășesc invitatului meu că, de fapt, eu am aflat din prima zi cine e. Un om simplu, drăguț, un om care a sărit în ajutorul cuiva fără niciun interes, care pe mine m-a impresionat și care a dus la acea frumoasă prietenie dintre noi și foarte sinceră. Mie asta mi-a plăcut de-a lungul anilor. Da, mulțumesc și măgulit de
de ceea ce spuneți acum și chiar așa este, într-adevăr, și cred că ăsta trebuie să fie scopul nostru în primul rând, inclusiv al politicienilor, dacă vorbim așa, pentru că noi trebuie să ajutăm. Noi toți trebuie să fim în slujba oamenilor, pentru oameni. Pentru că lucrăm în administrația publică locală sau centrală sau oriunde lucrăm, până la urmă trebuie să fim oameni între oameni, să avem grijă unii de ceilalți, să ne putem ajuta. Și într-adevăr, nu credeam că știi la momentul respectiv cine sunt, am văzut că poate puteam să pun și o mână de ajutor și cred că asta este lucrul cel mai important pentru noi, pentru echipa mea în momentul de față și cred că pentru toată lumea. Să putem ajuta, să putem pune umărul și să facem lucruri bune. Așa cum am spus în deschidere, să fim altfel. Să încercăm să schimbăm oarecum paradigma asta, să putem să mergem pe drumul nostru, pe un drum cu totul și cu totul poate diferit și înconjurat de fapte bune. Am fost de-a dreptul, nu știu dacă să spun, în extaz, aș putea să spun, am sărit așa la un metru de pământ, pentru că eu sunt o fire care mă arăt lumii când mă bucur și când sunt supărată, deși plecată din țară la acel moment când a venit acea numire și invitatul meu a luat drumul Bucureștiului. Am fost bucuroasă pentru nu știu, avansare, dar cumva am simțit o durere în suflet că județul Hunedoara a mai pierdut un om bun care a plecat cu speranța de la acea vreme că într-o zi acel om se va întoarce acasă. Și s-a întors. Și astăzi putem spune că să ne bucurăm că dorința e de a face lucrurile înspre binele nostru, să ne unim suflete așa, să dăm mână de la mână și să punem suflete bune și să punem umerul la a face lucrurile altfel, așa cum eu spun. E, mai departe vrem să-l cunoaștem și o să-l întreb, ce-l întreb pe toți invitații mei când ajung aici la Dale Dimineții. Unde v-ați născut? La Deva, bineînțeles. La Deva. 10 iulie 79, Deva. E orașul meu de naștere, e orașul meu de suflet și așa cum ați spus, da, într-adevăr, acum 2 ani și ceva, am luat calea Bucureștiului cu speranță, cu dorință de a putea face ceva pentru antreprenoriat, pentru industrie, pentru turism, pentru ministerul pe care am ales să fiu acolo și să-l pot reprezenta și să fac ceva pentru județul meu. Dar, într-adevăr, așa cum ați zis mai înainte, acum este vremea să vin acasă. Am nevoie de asta, am nevoie de sprijinul fiecăruia dintre noi ca să și pot să fac aceste lucruri și să le fac altfel. Experiența de 2 ani și mai bine în cadrul Ministerului cred că m-a ajutat foarte mult ca să pot să ajung oarecum la o maturitate, să am o experiență și un bagaj care îmi permite acum să sper și să-mi doresc să fac pentru orașul meu, Deva, acolo unde m-am născut, mult mai multe. Deci sunt devean. Devean 100%, presupun că școala primară, liceul, le-ați făcut în Deva. Putem spune unitățile școala de învățământ. Școala generală numărul 4, așa. Deva, da, pentru că părinții mei și acum stau tot acolo unde m-am și născut, în același apartament. Locul meu de suflet, școala generală numărul 4, unde locul de care mă leagă învățătoarea, profesorii, sportul pe care l-am practicat, că am practicat o perioadă basketul și acolo am început să învăț tainele sportului. După care am în liceu am mers la Colegiul Național Decebal, am acolo cu alte provocări la clasa franceză, unde acum, sincer, uite, după atâția ani și chiar am avut întâlnirea de 25 de ani anul trecut și mă întâlneam cu colegii mei și chiar cu doamna profesoară de franceză Muntiu, o doamnă extraordinară, excepțională, de la care am învățat enorm de multe lucruri, o profesoară altfel, este poate una din primele care m-a învățat să gândesc altfel și îi mulțumesc pe această cale. Și m-a întrebat, băi, dați mai folosește franceza? Zic, doamna profesoară. După 20 de ani de antreprenoriat, de lucrat în privat, vreau să vă spun că aici mă lovesc de diplomație. Iar diplomația în lume se face
atât prin engleză cât și prin franceză. Zic, acum am reînceput, după 20 de ani, să folosesc limba pe care dumneavoastră m-ați învățat-o, limba franceză. Și pentru care vă mulțumesc. Sunt unul dintre puținii secretari de stat de la nivelul guvernului care vorbește fluent franceză. Engleză vorbește aproape toată lumea, dar franceza nu mai este chiar atât de cu accent, să spunem așa, în școală. Și lucru care m-a ajutat foarte, foarte mult, chiar nu de mult, săptămâna trecută, am terminat Forumul Francofoniei, un forum extraordinar de mare pentru România, unde au fost 88 de țări din întreaga lume, țări francofone, și am fost unul dintre organizatori pentru că am învățat franceză cu doamna Muntiu. Și încă o dată îi mulțumesc. Da, după care am absolvit liceul și atunci a fost momentul în care am părăsit, să spun așa, prima dată Deva, ducându-mă la facultate la Sibiu. Spunea invitatul meu într-un interviu că pe vremea aceea, ca o scurtă paranteză, și-aducea prietenii de la Sibiu acasă, la Deva, aici, la noi, pentru că era mai atractiv, era complet diferit, diferit orașul. Era cu altceva, cu acel altceva, pe care acum, din păcate, nu-l mai are. Dar și chiar așa este. Dacă cei care știu Sibiu în perioada anilor 98-2000, când am fost student până în 2002 la Sibiu, Sibiu de-abia după 2000 a început transformarea puternică pe care a avut-o. Până atunci a fost un oraș cenușiu și asta o spun în cunoștință de cauză, bunica mea fiind sibiancă, și știam că nu ai ce să faci în Sibiu. Pentru tineri, pentru adolescenți, pentru vremurile acelea trăite de mine în Sibiu, nu prezenta nicio perspectivă în fiecare weekend. Și chiar așa se întâmpla, veneam cu colegii mei de grupă de la Facultatea de Drept de la Sibiu și aduceam la Deva, stăteam cu toții aici în Deva, la mine, la apartament, și Deva era un oraș plin de terase, plin de cluburi pentru vremea respectivă, restaurante, avea viață, avea culoare, avea suflet. Avea suflet orașul în vremea respectivă. Mi-aduc aminte că spuneau, eu nu sunt deveancă, nu sunt nici măcar hunedoreancă. Am venit în 96 în județul Hunedoara, nu mai departe de Orăștie. Dar am foarte mulți invitați, cunosc, am foarte mulți prieteni astăzi, povestesc despre Deva. Nicol Ebner, de exemplu, în foarte multe emisiuni, povestește că venea de la Hunedoara la Deva pentru un profiterol. Deva era un oraș boem, nu știu dacă greșesc, mica Viena, adică lumea venea să se plimbe la braț. Aici noi, în județul Alba, n-aveam de exemplu, nu aveam teatru, aveam Casa de Cultură a Sindicatelor de la Alba, care e și astăzi. Îl salutăm pe Gino. Dar nu aveam județele, noi la o aruncătură de băți, nu vorbim la Sebeș, nu aveam decât Casa de Cultură, care e și astăzi în picioare. Dar aici, când veneai, aveai magazine cochete, s-a pierdut atmosfera aceasta. Teatru mult mai mult, aveam operă, operetă, așa. Părinții mei m-au așa dus de fiecare dată când apărea în Deva, venea câte o piesă de teatru sau operetă, eram prezenți acolo, era motivul de a socializa, de a discuta, după care o cină în oraș cu familiile, cu prietenii de familie, cu cunoștințe. Într-adevăr, un oraș boem, un oraș elegant, un oraș pe care toată lumea își dorea să vină să-l viziteze. Că vorbim de Valea Jiului, că vorbim de Sibiu sau de Alba Iulia, așa cum în București am foarte mulți colegi și din județul Alba și din județele învecinate și discut cu ei, mai spun, de Caraș, de Mehedinți. Până acolo se ajungea încât colegii veneau, la anumite ocazii, veneau în Deva să viziteze Deva. Era un oraș boem. E frumos spus asta. Ne dorim nu-mi place mai... erau. Aici era, am o da, acolo. M-a și simțit invitatul meu, așa suflu de... Mi-aș dori să reușim să ne recăpătăm strălucirea de altă dată. Eu sunt o susținătoare a tot ce avem noi mai sfânt, ce ne-a lăsat străbunii noștri, și eu am un respect deosebit pentru cei care cu
cu eforturi, dragii mei, că nu mai vine ordin de la partid. Acum trebuie să depunem eforturi, să creăm câte un eveniment, pentru că e vorba de bani, artiștii trebuie plătiți, tot ce facem din punct de vedere cultural, artistic, pictură, egal, nu contează. Dar județul ăsta are bogății din toate punctele de vedere. Avem cele mai frumoase vestigii. Avem Sarmisegetuza, nici mă duc departe, Sarmisegetuza, castelul de la Hunedoara. Cred că nici nu putem alege. Problema e că le avem. Problema este că și în Deva trebuie să le degospodrim, să le punem în valoare și să dăm putere tuturor ca să le prezinte și, așa cum îmi place să spun și la București, pentru că am și partea de turism în atribuții, le spun tuturor. Noi, în primul rând, trebuie să fim ambasadorii țării noastre. Așa cum noi, în Deva, trebuie să fim ambasadorii Devei. Dar trebuie să ne dăm mână cu mână, trebuie să fim uniți, trebuie să gândim pentru orașul nostru, să-l punem la punct și chiar avem cu ce ne mândri după aceea. Chiar avem cu ce ne mândri. Ele sunt. Noi trebuie să știm povestea pe care să o spunem, noi trebuie să îmbrăcăm frumos lucrurile în straie de sărbătoare, așa cum duminica mergem la biserică, așa trebuie să facem aceste lucruri din orașul nostru ca să ne putem lăuda în continuare cu el. Trebuie să-l pregătim, trebuie să-l aranjăm, de asta ce ne trebuie? Trebuie să simțim și să fim cu toții în asentimentul ăsta că se poate. Și chiar se poate, chiar le avem. E o poveste, să ai un devian lângă tine crescut aici în Deva, care poate să-și aducă aminte, probabil are poze din copilărie, are amintiri, chiar din Deva de altă dată, cum place mie să spun, poate facem o expoziție, uite, l-avem și pe Mihai Panaitescu, prietenul nostru, și pe Ciprian Roman, poate facem o expoziție din aia cu Deva de altă dată și Deva de astăzi, să ne dăm seama de ce am avut și de ce pierdem în fiecare zi. Și ar trebui făcute, pentru că văd în mediul online foarte multe poze ale Devei de altă dată și văd că e deja și o provocare, da, o emulație, da, pe Facebook, în condiții în care multă lume scoate de la naftalină acele fotografii frumoase ale Devei cu vremurile bune, vremurile boeme, și ar fi și păcat să nu putem să o facem. Măcar să fie ca un exemplu și ca o învățăminte unde suntem și ce trebuie să facem ca să redevenim acolo unde ar trebui să fim. Un devian care, vă aduceți aminte că la un moment dat am avut un invitat pe Sorin Tincu, directorul castelului din Hunedoara, muzeul castelului, mă scuzați. El și soția domniei sale sunt consăteni cu mine. Noi am crescut la Sebeș și povesteam într-o emisiune despre străzile pe care le-am străbătut împreună în adolescență. Regret sincer că nu am trăit acele vremuri frumoase la Deva, să putem astăzi povesti despre tinerețea la Deva, despre acele vremuri când Deva era înfloritoare. Cea mai frumoasă amintire pe care o aveți ca și adolescent din Deva? Sunt atât de multe. Da, una trebuie să fie rămas. De o viață rămas trăită în Deva. Da. Vă dați seama, prima întâlnire cu o fată, prima ieșire în oraș, prima dată când, nu știu, am scos o fată la o cină. Sunt atât de multe. Prietenii pe care i-am avut atunci, la momente respective, activitățile pe care le făceam, plimbările seară de seară pe centru, de la mine de acasă, cum veneam, ne întâlneam cu toții la cal și după aceea până la cetate și înapoi, urcam sus pe cetate, adolescenți fiind și acolo, îmi petreceam foarte mult timp. Sunt atât de multe amintiri, sunt atât de multe lucruri frumoase, pentru că e o viață de om până la urmă, e viața mea pe care aici am trăit-o, acasă, la Deva. E, nu vrea să ne spună cea mai frumoasă amintire. Deci, nu, bun, ok, dar noi la Sebeș aveam strada spitalului. Acolo era plin de pomi, mereu ne plimbam, era un loc. Așa cum e centrul la noi, așa era. Care e strada preferată din amintirea dumneavoastră? Presupun că nu mai seamănă, dar în amintirea dumneavoastră cu siguranță aveți o stradă. Nu mai seamănă, dar de aici întâlnirile se făceau toate la cal. La cal. Toată lumea se întâlnea aici. Mergeam cu Colinda, cu colegii, permanent mergeam, ne întâlneam la cal, după care plecam pe traseele pe care le stabileam pentru a colinda.
Dacă vorbim seara, în fiecare seară și mai ales în weekend, era atât de multă lume pe trotuarele Devei până la parc și înapoi, astfel încât nu puteai să treci om lângă om. Te întâlneai tot timpul cu unii, alții, te opreai la o poveste, te opreai la o discuție. Era un lucru extraordinar, era un lucru fantastic. Toată lumea era pe centru, toată lumea se plimba, era locul de promenadă, de socializare, de prietenie. Era un loc captivant, aglomerat, frumos, unde întâlneai oamenii, unde îți spuneai părerile, unde îți găseai iubirile, unde îți găseai prietenii, unde se întâmplau toate lucrurile până la urmă. Am un dăvean în cască care înșoptește la pietre și se ședea pe trepții de la Casa de Cultură și se mergea până la parc și înapoi. Și acum îl întrebăm pe Rosi, de mână cu o fată, Rosi? De cașcă, da. Bineînțeles. Amintiri frumoase au devenit așa cum avem toți din locurile în care ne-am născut și unde am copilărit și unde am lăsat o bucată din noi, din fiecare din noi a lăsat o bucată acolo. Cred că mai mult ne-a încărcat și ne-a format pentru ceea ce suntem astăzi. Dacă mă întrebați pe mine, eu așa de principiu, tot ceea ce este din trecut te transformă ca individ și te face să fii ceea ce ești astăzi. Trecutul tău a fost cel care te-a format, cel care ți-a dat forma, ți-a dat puterea, ți-a dat sufletul, ți-a dat inteligența, ți-a dat tot ce ai. Facem un pas în față, și adică mai înaintăm un pas. Am terminat facultatea, Angela, v-ați căsătorit, pentru că astăzi sunteți căsătorit cu o frumoasă doamnă pe care o salutăm, doi ochi superbi care m-au impresionat, și sunteți și părinte, dacă știu eu bine, poate mă șel, ne spune invitatul nostru. Da, 2009, aproape 15 ani, imediat se împlinesc 15 ani de când m-am căsătorit cu soția mea, da? Am doi copii, doi băieți de 11, chiar ieri a fost ziua unuia și urmează luna viitoare ziua celuilalt, mai mic, 9 și 11 ani, deci o gașcă de băieți. Nevastă mea asta se plânge tot timpul, zice, bă, cu voi trei ce mă fac cu trei bărbați lângă mine? Da, păi când o să vine cu cele două nurori. Ce poveste frumoasă! Da, așa ne place să glumim acasă, pentru că băieții mei sunt plini de viață, plini de agitație și soția este o fire mai liniștită, mai calmă, și tot timpul îi spun, măi, bucură-te de ei că sunt agitați și că au energie și că sunt sănătoși. Aia e cel mai important. Eu, copil fiind, am fost un copil foarte liniștit și am avut o copilărie, să spun așa, cu cheia de gât ca majoritatea, dar mai mult și din prisma faptului că părinții mei în perioada 90-2000, deși lucrau și la stat, după program veneau și aveau firmă și veneau, se schimbau și plecau din nou la lucru, la al doilea job. Iar eu stăteam cu cheia de gât, mai eram în fața blocului, în fotbal, un șotron, mai știu eu ce, temele, și după aia așteptam seara acasă să se întoarcă acasă, să-i văd și eu măcar câteva minute. Dimineața ei plecau mult mai repede decât mine și nu prea apucam să-i văd. Și atunci zic, bucură-te că uite, tu poți să-i vezi, eu acum fiind plecat, cum am zis, de 2 ani de zile, de-abia aștept să vin acasă, să măcar să mă pun în pat lângă ei și dimineața să mă trezesc cu ei. Da, știu, o să o pun întrebarea, dar mai lăsăm puțin. Sunt convinsă, gândim la fel, doar sunteți telespectatorii mei și eu vă iubesc și știu că mă iubiți. Da, o să-l întreb pe invitatul meu ce-și dorește pentru copiii lui, dar nu acum. Mai mergem un pic mai în față și acolo o să ajungem să ne spună ce-și dorește pentru copiii domniei sale. Veniți dintr-o familie unde a spus, să o luăm așa, domnul primar de la Hunedoara a făcut, domnul Dan Bobouțanu, știți, acolo acasă la Hunedoara, și acolo vorbim despre municipiul Hunedoara, a făcut o dezvăluire într-o emisiune că s-a întâlnit cu invitatul meu și că au avut o discuție despre ce înseamnă să fii primar. Stați liniștiți, ei s-au întâlnit de foarte multe ori, că sunt colegi de partid, dar... A fost probabil acea întâlnire în care lucrurile au fost cumva
altfel puse, pentru că așa cum îl cunosc eu pe domnul Dan Bobolțeanu, om între oameni, cum îi spun eu, și insist, pot veni cu dovezi, a spus într-o emisiune că ați venit din mediul privat. Bun, ok, ce înseamnă mediul privat? Adică, de unde ați început? Adică, ați terminat o facultate? Ne lipsesc niște ani. Poate ne lămuriți despre ce e vorba. Da, am terminat facultatea în 2002. Am început un master la Cluj. Dar după aceea m-am angajat la Consiliul Județean. Am fost la Consiliul Județean la relații externe, partea protocol și relații externe, pentru că îmi plăcea foarte mult diplomația. O vreme am conchetat cu diplomația și uite unde m-a dus viața, exact. Renunțând la un moment dat la diplomație. Am stat acolo aproape 2 ani de zile, după care nașul nostru de căsătorie actualmente mi-a propus, mă zice, hai să facem un business. Eu mai aveam tot felul de business-uri mici, încercam și eu, tânăr fiind, la 22-23 de ani, și ce, uite, hai să facem și noi un business împreună. Ce zici? Mie îmi place de tine, ai energie, uite, eu am un business la Sibiu, hai să facem încă unul și undeva. Băi, zic, nu prea am legătură cu material de construcții, nu prea știu că în domeniul ăsta era business-ul. Zic, lasă-mă să mă gândesc un pic. Și am stat vreo câteva luni, am stat să mă gândesc dacă să-l fac sau să nu-l fac. M-am dus la el la Sibiu, până la urmă, și am zis, hai să încercăm, hai să văd ce înseamnă. Mai întâi să învăț despre el și după aia luăm decizia, ca să știu dacă pot să fac sau nu pot să fac împreună cu tine business-ul ăsta. Păi zice, eu te învăț tot ce trebuie să știi, doar să vrei, și ne punem energia împreună și putem face lucruri bune. Sceptic oarecum m-am dus la Sibiu, m-am dus la ambientul Sibiu, am stat vreo o lună și ceva la el și lângă el, lucrând cu el zi de zi, ca să văd ce înseamnă business-ul de a manageria centre comerciale de materiale de construcții și amenajări interioare. Ambientul la vremea respectivă era deja un brand puternic în ceea ce înseamnă Transilvania. După care, în 2004, am început cu el acest business. Am făcut împreună firma, 50-50%, și încă jumătate de an am mai învățat, am mai mers la furnizori, am mai mers la parteneri, după care în 2005 am deschis centrul comercial Ambient Deva. Nu eram foarte încrezător, am zis, măi, Deva e o piață concurențială puternică, erau câteva depozite de materiale de construcții care aveau oarecum un monopol în tot ce înseamnă județul Hunedoara. Nimeni nu m-a încurajat, inclusiv tatăl meu. Nici tatăl meu nu m-a încurajat la momentul respectiv și nici mama mea n-a fost prea încrezătoare, dar ea, până la urmă, a venit alături de mine. Și chiar asta am zis tatăl meu. Băi, zice, noi aveam un spațiu și avem și acum foarte mare, unde a fost ambientul, halele acelea. Și zice tatăl meu, băi, zice, nu ți le dau, ți le închiriez. Dacă vrei să faci tu business-ul ăsta și crezi tu că poți să faci din jurist ce am terminat facultatea de drept și poți să faci tu un business de materiale de construcții, te înșeli. Eu îmi construisem casa. Când am venit de la facultate, din 2002, m-am apucat și mi-am făcut și o casă până la care am stat și până acum 3 ani de zile. Și am zis, dacă mi-a făcut casa mea, știu pot ce să trebuie să fac. Hai să învăț. Hai să învăț. Și știam de ce probleme m-am lovit la momentul respectiv. Și într-adevăr, surprinzător pentru mine, nici eu nu mă așteptam să avem succesul pe care l-am avut, bineînțeles beneficiind și de brandul Ambient la vremea respectivă și de energia nașului meu care a fost trup și suflet alături de mine, a mamei mele care nu m-a lăsat și m-a susținut din toate punctele de vedere cu experiența ei de atâția ani din antreprenoriat și din tot ce înseamnă partea de administrare. Și ulterior soția mea, care s-a alăturat echipei mele, ca să spun așa, și mi-a devenit consoartă. Și așa am putut crește un business din nimic la un business de peste 30 de milioane de euro în nici 2 ani de zile. Am avut un succes extraordinar și cred că am făcut și am vrut să fac bine pentru oamenii din Deva și din județul Hunedoara, pentru că am încercat să venim cu soluții bune. Am încercat să nu se mai lovească de probleme pe care le-am întâmpinat atunci când eu mi-am început și mi-am construit casa. Corect. Și
am văzut ce se poate întâmpla când greșești, când greșești pe banii tăi. Și atunci am zis, hai să încerc măcar să îi sfătuiesc mai mult. Și de-aia am și avut în echipele mele mulți consultanți, mulți oameni care să fie pricepuți în fiecare etapă a construcției, ca să fie alături de constructori, alături de beneficiari, astfel încât să nu repete greșelile mele. Din păcate, s-au mai repetat, dar m-am străduit să evit aceste lucruri, pentru că cred în oameni și îmi place să cred în oameni și îmi place să fac lucrurile bine, să le construiesc așa cum trebuie, de la bun început. Asta a fost început. E frumos. Asta a fost începutul pe care noi, cei apropiați, îl cunoaștem, despre care nu s-a vorbit foarte mult, pentru că cumva invitatul meu are așa hai să arătăm ce putem face decât să vorbim. E mare lucru când reușim să-l facem să vorbească despre ce poate să facă cu astea două mânuțe. Dar eu l-am văzut la propriu, punând mâna și lucrând alături de noi, care eram niște necunoscuți. Da, și început emisiunea cu povestea aceea, pentru că nu ne cunoșteam deloc. Adică era prima dată când ne-am întâlnit. Apropo de asta, dacă îmi permiteți, că totdeauna am încercat și în orice business pe care l-am făcut, am fost alături de echipa mea, de oamenii mei, pentru că totul se construiește în echipă. Indiferent că vorbim de agricultură, de vorbim de benzinerie sau de imobiliare, am fost alături de echipă și chiar am un exemplu când am deschis centrul comercial Ambient Deva și acum doamna respectivă, colega mea, cum îmi place să-i spun, este alături de mine în una din firme, a venit și a spus, domnul Rus, soțul meu vrea să vă cunoască. Păi cum, mă? De ce? Păi zice, nu, noi stăm împreună aici și lucrăm toată echipa de dimineața până seara și punem osul aici și i-am spus că sunt cu noastră și că muncim toți. Ba, eram pestivuitor, ba, puneam mâna unii alții. Corect. Și ce vrea să știe cu cine își petrece timpul soția mea atâta vreme. Și vrea să vină să vă cunoască. Și a venit la centrul comercial chiar atunci la deschidere și a zis, doamne, am vrut să văd cu cine stă nevastă mea de povești și de lucru și de muncă. O doamnă extraordinară, care îi mulțumesc pentru tot efortul și pentru toată perioada în care a fost alături de noi și de afacerile pe care le-am făcut și vrem să le facem cu sufletul, vrem să le facem cu echipă, vrem să facem cu oameni, nu doar individual. Da, eu am o vorbă, casa e casă frumoasă, e superbă, dar înăuntru lucrurile stau oameni, așa cum și în instituțiile statului, dragii mei, dincolo de acele ferestre și uși, sunt oameni. Oameni care, la fel ca și noi, ca și fiecare dintre noi, au momente și momente în viață. Uneori, când reușim să trecem de anumite uși, întâlnim oameni care probabil au avut o zi mai altfel, să spunem așa, și poate și-a uitat zâmbetul acasă. Dar lucrurile pot fi schimbate. Acele uși pot fi deschise și să întâlnim adevărații oameni de dincolo de ușile instituțiilor. Fac eu mereu în matinal parcă ne-am împărțit în două, știi? Cetățenii României. Hăia de la stat cu hăia din privat. Și în loc să ne unim, parcă suntem într-un veșnic război. Invitatul meu găsește cumva calea, pentru că e într-un minister care înseamnă economie, turism, antreprenoriat, mi-a și ieșit, l-a repetat de foarte multe ori până să-mi iese acest cuvânt. Găsește cumva calea să adune oamenii și nu spun asta întâmplător, pentru că mereu l-am întâlnit, acele târguri de turism care s-au organizat, unde au plecat cu nedorenii noștri, l-am văzut acolo alături. A dus tinerii la București, mulțumesc Rosi, poze de la Târgu de Turism de anul trecut, pentru că știu cum erau îmbrăcați cei de la Drăgan Muntean, îl văd și foarte frumos, Rosi, mulțumesc, mulțumesc mult de tot. A fost un succes și anul ăsta Târgu de Turism de la București,
cele două instituții și-au dat mâna și au făcut încă o dată o adevărată prezență istorică, aș spune eu, la Târgu de Turism. Dar nu putem să povestim, că nu ne ajunge timpul, despre fiecare afacere în parte. Care dintre afacerile pe care le-ați întreprins, în particular, în viața asta de antreprenoriat, e mai aproape de sufletul lui Lucius? Fiecare în parte, pentru că, așa cum le spun și la colegii din minister, eu nu știu să fac jumătăți de măsuri. Așa cum fac și acum, cu candidatura mea, așa am făcut și în business-urile mele. Am mers și am dat totul pentru ca să fac lucrurile până la capăt și am crezut în ele. Dacă nu cred, nu pot să le fac. Că ăsta sunt. Și așa fac în minister astăzi. Și asta le spun și colegilor mei, și tuturor directorilor și colaboratorilor. Bă, noi dacă facem un lucru, păi trebuie să facem până la capăt. Trebuie să facem bine și trebuie să fim convinși că rezultatul va fi cel pe care noi ni-l dorim. Așa că, revenind la întrebare, toate mi-s dragi, pentru că toate le-am făcut pentru că am crezut în ele, pentru că am crezut că pot să fac lucruri bune și pot să îmbunătățesc cumva atât viața mea, pentru că pentru asta am făcut-o, da? Cât și viața celorlalți din jurul meu. Așa cum în ambient am vrut să aduc zâmbetul pe buze oamenilor cu case noi, plecând de la exemplul meu, așa cum acum am grup de producători și sere de legume pe care le dezvolt pentru ca să mănânc sănătos și eu și toți clienții mei. Mulțumesc, Rosi. Așa cum avem benzineriile, ca să spun așa, de care se ocupă soția mea și să aducem servicii bune și corecte, le facem pentru că credem în lucrurile bune, credem să facem fapte bune. Asta trebuie să fie dezideratul. Nu pot să fac lucruri doar să câștig bani sau doar să le fac numai pe ca să fie făcute. Mă implic până la capăt ca să obțin rezultatul pe care mi-l doresc. Și avem în imagini, dragii mei, serele de la Uroi, imagini de la sere. Da, da, e... nu știam că ați avut imagini și de acolo, dar mă bucur. Și Cosmin Iancu, prietenul nostru Asociatul comun, meu și partenerul meu. De la Corvinia a fost la noi la Dale Dimineții și el a fost surprins că aveam imagini cu el foarte, foarte vechi. Pentru că Rosi e, încă o dată spun, ochii și urechile mele din trecut, el, Nicol și Corina, patrona noastră, ei sunt ochii și urechile mele din trecut. Ei mă cunosc, știu ce-mi doresc și mereu, uite, Rosi vine cu, da, o frumoasă investiție la Uroi, de care se ocupă acum tatăl, presupun. Mama și tata, da, și vârsta nu le chiar permite așa cum ar vrea și își doresc ei, pentru că au un suflet tânăr și le mulțumesc pentru tot efortul pe care îl fac de 2 ani de zile, de când sunt plecat. Dar ei se ocupă, am și o echipă de 2 ingineri care sunt deja cu experiență multă și am o siguranță și o liniște foarte mare că sunt acolo și supraveghează tot împreună cu părinții mei, care sunt sufletul business-ului și sufletul afacerii. Bun, acum ar urma să întreb, da, știu, no, avem desfășurător și dumneavoastră mă cunoașteți deja că ne tot uităm. Când ați început să cochetați cu politica, dar să știți că nu e cazul, că aici invitatul meu e foarte aproape, a copilărit cumva foarte aproape de politică. Am crescut cu politica, așa este. Aici e diferența. Da. Ce a zis tatăl dumneavoastră când... Eu vreau să știu ce am a zis. Acum o chestie să vă spun, da. Ce a zis când? Când a zis, m-am hotărât să mă implic în politică. Foarte complicat. Când am vrut să intru în politică, prima dată tatăl meu m-a încurajat. El fiind din politică 98-99, tot așa din privat venind, implicându-se și în 2000 a ajuns vicepreședinte Consiliul Județean. Și în perioada facultății mi-a zis, măi, dar implică-te un pic în asociațiile studențești, implică-te un pic să vezi cum e acolo, să vezi un partid politic, poate îți place o parte sau alta, ce vrei să faci în viitor. Tatăl meu fiind un om care îi place foarte mult să citească, totdeauna mi-a dat liberul arbitru să-l am la mine, să pot să aleg, dar mi-a dat variante, mi-a deschis perspective. Și inițial am zis, la 18-19 ani nu mă gândesc să fac politică. După care, tot deschizând în perspectivă, am zis, intru în politică. În 2000 am intrat în politică.
student fiind, venind la Deva aici, și după care tatăl meu a zis, bă, nu știu, ar trebui să te gândești ori politică, ori business. Văzând că eu de pe vremea copilăriei mergeam la Sibiu, unde v-am spus că am bunica mea, aveam livezi foarte mari, aveam o curte foarte mare unde aveam foarte mulți struguri și toamna mergeam cu ea și vindeam fructe și legume la tarabă în piața din Sibiu, la Cibin, așa se numea atunci. Și mi-era oarecum partea asta de vânzare, mi-era în sânge, îmi plăcea, știam că fac, luam și eu, câștigam și eu un ban, îmi ajutam și bunicii, era o chestie faină. Doar că îmi spunea, bă, ar trebui să te hotărăști, ori vrei business, ori vrei politică, cam ce vrei să faci. Nu știam foarte mult cum să fac, la un moment dat a spus, nu mai, gata, lasă politica atunci, dacă tot mergi pe business, lasă politica. Țin minte și acum, în 2003, domnul președinte Iliescu, al Partidului Social Democrat din Deva, a nu se confunda cu fostul președinte al țării, a zis, mă copile, mă, tu trebuie să vii aici la noi, la organizație, și trebuie să preiei tineretul din Deva. Zic, domnul președinte, eu pâs pe altă parte, nu, mă copile, tu trebuie să vii și să faci ceva pentru orașul tău. Atunci a fost prima dată când domnul Iliescu, el a pus mâna pe mine, ca să spun așa, și a zis, mă, vino aici și te implică și fă politică. Și atunci a fost prima dată când m-am și implicat. Membru sunt din 2000. Din 2002 spre 2003, atunci a fost momentul când am venit și am preluat organizația de tineret a PSD Deva. Așa că sunt ceva ani, dacă ne uităm în spate, dar niciodată n-am fost în față. Totdeauna mi-a plăcut să ajut, totdeauna mi-a plăcut să sprijin și așa cum îmi spune nevasta mea, măi, tu n-ai o pasiune, pasiunea ta e politica, pasiunea ta sunt oamenii, pasiunea ta este de a face ceva pentru ei și niciodată nu mi-a spus, mă, nu te mai du sau nu mai fă, pentru că am făcut-o din credință, din dorință, din implicare, din a putea să-mi pun și eu contribuția la dezvoltarea orașului, la dezvoltarea județului și întotdeauna am fost acolo. Dar niciodată în primul rând. În primul rând am fost multă vreme în business, în partea privată. De când sunt secretar de stat, iată că sunt în primul rând și așa brutal, dintr-o dată la nivel național, la masa guvernului, foarte, foarte în primul rând, ca să spun așa. N-ați fost în primul rând, mă refer la primul rând, acolo în față, în linia întâi, în județ, pentru că cei de la guvern și de la București, din Partidul Social Democrat, știau de-a lungul anilor cine e Lucian Rus. Și eu mi-aduc aminte acel moment în care ați predat ștafeta unui alt tânăr pe care noi îl cunoaștem, la TSD Deva, zic bine, da? Alin Țambă. Nu lui ați predat ștafeta când ați plecat de la tineret sau la... Nu, chiar Natalia Intotero a fost pe județ, eu eram președintele organizației municipale, împreună am avut o echipă cu mulți alți colegi de-a noștri, actual primari și consilieri, și împreună, da, într-adevăr am predat ștafeta, dar mai mult decât atâta făceam parte și din Liga Tineri Întreprinzătorii. Da. Partidul Social Democrat întotdeauna a orientat oarecum și pe partea de antreprenoriat și de parte privată. Am avut această ligă în cadrul Partidului Social Democrat la nivel central, unde împreună cu tineri de vârsta mea, împreună cu tineri antreprenori, am format o ligă în care veneam să învățăm și să-i ajutăm. Că învățat e mult spus, dar să-i ajutăm, să-i sprijinim, să-i sfătuim pe ceilalți care doreau să se implice în antreprenoriat, doreau să-și deschidă business-uri, mai ales era vremea fondurilor europene, în care multă lume spunea, bă, nu se poate, că acolo cu fondurile europene e treabă complicată, acolo sunt alte povești. Eu încercam împreună cu colegii mei să îi determinăm să aplice, să ia fonduri europene, să dezvolte afacerile lor, să aibă încredere în ei, ceea ce asta fac și astăzi la minister și asta îmi doresc, și nu numai pe tineri, ci pe antreprenorii români. Acum provocarea e mai mare, să spun așa, încerc să-i determin să iasă la export, să meargă să-și prezinte produselor lor bune tuturor partenerilor de peste graniță, pentru că avem nevoie de asta, pentru că știm să facem lucruri bune noi ca antreprenori în România.
Și de aia, uite, lucrurile au o se leagă. Eu mi-aduc aminte de acolo, eu chiar mi-aduc aminte acele vremuri în care Alin, pentru că eu am locuit 24 de ani în Orăștie, eu mi-aduc aminte de acele vremuri în care domnul vicepreședinte al Consiliului Județean, astăzi Alin Țambă, a venit către organizația județeană și acolo acele poze, acele întâlniri care, chiar dacă nu... Enervant de tânăr. Enervant de tânăr, da, e adevărat. E enervant de tânăr și asta ne dă speranță că echipa are viitor, știi, că asta era, asta e, știi că avem tineri de valoare, pentru că mereu, și fac o paranteză, mereu ne-am obișnuit să spunem că tinerii de astăzi nu fac nimic, nu va mai avea țara asta viitor, voi nu o să fiți în stare să ne plătiți pensiile, noi suntem așa, da, teoria așa, iar eu am făcut din asta o provocare. Vreau să demonstrez că avem viitor. Noi că avem... trebuie să demonstrăm. Da. Și asta este sarcina noastră. În primul și în primul rând să demonstrăm că generația mea și a colegilor mei pot să schimbe lucrurile. Și este important susținerea pe care trebuie să avem, pentru că eu totdeauna am fost de principiu, tinerețea este foarte bună dacă este susținută de experiență. Ori experiența seniorilor noștri, împreună cu energia noastră, pentru că avem energie și o dovedim în fiecare zi, pusă la un loc, pusă în sprijinul și în beneficiul cetățenilor. Și nu sunt vorbe mari. Așa cum le spun și la colegii mei din minister, în primul și în primul rând zâmbetul e gratis, că v-ați spus înainte de zâmbet. Zâmbetul e gratis. De a face lucruri bune, câteodată e atât de greu, dar asta merită tot efortul când vezi satisfacția lucrurilor făcut bine, așa cum trebuie. O întrebare acum la care cumva putem da răspunsul, dar vreau să-l aud de la dumneavoastră. De ce Partidul Social Democrat, deși erați antreprenor, de ce nu dreapta, de ce nu Partidul Național Liberal? Pentru că de ce ați ales o parte, o politică de stânga social-democrată și n-ați ales o politică liberală? Bine, ducându-ne cu gândul că tatăl dumneavoastră a fost... Făcând abstracție de treaba de asta, asta, da. Cred că cel mai bun exemplu este exemplul meu și implicarea mea în rândul colegilor mei în fiecare afacere pe care am avut-o. Lucrând cu ei pe stivuitor, lucrând cu ei cod la cod, l-a încărcat și descărcat marfă, l-a ajutat clienții, la psere lucrând plantele și îmi place să merg cu copiii mei să lucrez împreună plantele când mai prind câte un moment de respiro și ajung. Copiii mei vara în vacanțe merg și lucrează acolo chiar dacă sunt mititei. Mai culeg șerii și cel mai mult ambarează în caserole șerii pentru că eu tot timpul muncă am făcut în echipă. Ori dacă privim ce înseamnă partea de oameni, de a ajuta oamenii, oamenii mă ajută pe mine și eu încerc să-i ajut pe ei. Asta înseamnă până la urmă tot ceea ce reprezintă chintesența până la urmă gândirii noastre și a dorințelor noastre de a face lucruri bune. Așa că n-aveam cum să fiu altfel. Deși multă lume spune că sunt oarecum penelistul din PSD, da, pentru că sunt antreprenor de viață, sunt partea asta pentru că îmi plac oamenii. Îmi place să fiu înconjurat de oameni, îmi place să lucrez cu ei, îmi place să-i ajut și cred că și ei mă ajută și cred că numai așa putem face lucruri bune. Numai împreună. Altfel nu putem reuși. Mai avem, presupun, 7 minute, pentru că deja Rosi mi-a zis 10, deci mai avem și mai am atâtea întrebări. Promit, dragii mei, și ce nu rămâne spus astăzi, venim în continuare cu alte emisiuni, răspunsuri care dumneavoastră puteți să ni le scrieți și eu promit să le pun invitatului meu. Ce înseamnă credința pentru Lucian Rus? În câteva cuvinte. Într-un singur cuvânt pot să spun. Totul. Doar atât. Totul. Învățat fiind de la bunica mea și de la mama mea să iau drumul bisericii din copilărie, așa cum și eu încerc acum să învăț pe copiii mei să ia drumul bisericii în fiecare duminică, încerc măcar, nu-mi iasă din păcate cum aș vrea, dar credința este totul. Dumnezeu este în tot și în toate și nu pot să spun decât că este totul. Așa am fost învățat, așa am fost crescut.
fiecare seară e momentul nostru, a meu și a cu familiei, până la urmă și a copiilor, să ne punem în genunchi, să ne spunem rugăciunile. Și nu e o glumă. Chiar atunci când sunt acasă, în fiecare weekend, pentru că nu-mi place să stau în București în weekenduri, sunt alături de soția mea și de copii, în fiecare seară suntem în genunchi, în dormitor, spunându-ne rugăciunea. Mai avem timp de două întrebări. Mai avem timp de două întrebări. Una trebuie pusă. Cine a fost mentorul politicianului Lucian Rus? Care e imaginea nu știu, a unui politician care v-a impresionat sau pe care l-ați admirat? Am mai mult ca să spun așa, tatăl meu în primul și în primul rând și nu este politician, e tatăl meu, care îi datorez tot ceea ce sunt astăzi, mamei și tatălui meu și bineînțeles soției mele, copiilor mei, pentru că eu ce sunt astăzi sunt datorită lor, datorită susținerii, încrederii și puterii. Cu siguranță că am mai mulți și primul care îmi vine în minte este domnul Nistor, președintele Consiliului Județean, pentru că a avut un rol extraordinar pentru viitorul meu, pentru creionarea viitorului meu în ultimul timp și trebuie să-i mulțumesc pentru tot ce a făcut pentru mine, pentru că a avut încredere foarte mare în mine în momentele în care eu n-am avut încredere în mine. Sincer, asta este chiar adevărul și nu pot decât să-i mulțumesc. Pe de altă parte, Adrian Năstase reprezintă o imagine de politician, un intelectual, un om de carte și un om de politică extraordinară, cum rar am putut să văd și când mai îmi permite timpul în București, mă și duc pe la întâlnirile pe care le face pentru câte o lansare de carte sau pentru un debate pe teme de politică și de diplomație, spunându-vă că am și cochetat cu diplomația pentru o perioadă, dar sunt două tipuri de politicieni cărora le datorez foarte mult, foarte mult. Unuia care a avut încredere în mine și altuia care m-a inspirat. Cât de aproape sunteți de, ca și om, de Costel Avram, administratorul public al județului? Dat fiind faptul că a fost coleg cu tatăl meu din anul 2000 și au fost amândoi vicepreședinți ai Consiliului Județean la momentul respectiv, eu zic că foarte apropiat. Ne știm de foarte multă vreme, am colaborat foarte mult și un om foarte drag mie și un om care tot timpul a fost alături de mine și acum mi-a zis, mă copile, bagă-te la DEVA că poți să câștigi DEVA. Numai împreună. Și merg până la capăt. Am spulberat câteva mituri și 50 de minute de emisiune aproape. N-am uitat. O să pun acea întrebare. Va fi ultima. Și o să-i las invitatului meu cele câteva minute cât mai avem până la final să poată să exprime în cel mai sincer mod, ce își dorește pentru copiii lui? Un viitor frumos, un viitor curat, șansa de a putea crește într-un oraș înfloritor, așa cum am avut eu șansa să cunosc DEVA la momentul respectiv. Și pentru asta mă bat în fiecare zi și pentru asta vreau să vin acasă, alături de toți devenii, alături de toată lumea, să creionez un viitor împreună cu devenii pentru DEVA și pentru copiii noștri, nu numai de-a mei, că nu e vorba numai de-a mei, ci vorba de viitorul nostru și de toți copiii noștri care trăiesc în DEVA. Cam asta am putut astăzi, dragii mei, pentru că cele 50 de minute de emisiune s-au scurs. Da, știu, e o plăcere, doar că să îl întâlnim pe Lucian Rus, îți dă o liniște aparte, îți dă un enjoy la viață, așa mi-a dat acum mulți ani încredere în mine când eu l-am cunoscut, fără nicio încercare de a duce lucrurile în derizoriu. Eu cred că Dumnezeu lucrează prin oameni, știți asta, o spun de fiecare dată. Oamenii sunt îngeri cărora nu li se văd aripile și în anumite momente ale vieții întâlnești oameni care îți dau cumva așa vânt în viață când își deschid aripile. Eu vă mulțumesc. Și eu vă mulțumesc din suflet.
Nu doar pentru invitația de astăzi. Eu vă mulțumesc pentru tot ceea ce ați făcut de-a lungul timpului, acestor 2 ani, de acolo, de la București, pentru noi, pentru cei care locuim în județul Hunedoara. Dar despre toate acestea le veți dezbate cu siguranță în alte emisiuni. Punctual, proiect cu proiect, sumă cu sumă. Eu vă spun bine ați venit acasă. Sperăm să ne vedem mai des, să vă avem mai des alături de noi aici, la Dale Dimineții, de ce nu, la Hunedoara 1 TV. Cine vrea să își are întrebări, credeți-mă, simplu, opriți-l pe stradă, îl întâlniți plimbându-se singur de multe ori, cu mâinile în buzunar, cu o nostalgie în ochi, nostalgia aceea de care ne-a povestit Deva de altă dată. Până mâine dimineață, când ne revedem aici, la Dale Dimineții, la Hunedoara 1 TV, eu vă spun simplu și cu tot dragul, vă iubesc și vă doresc să aveți parte de oameni frumoși, de oameni calzi, dar așa cum a spus și invitatul meu, haideți să nu uităm să dăruim, să dăruim celor de lângă noi. Și zâmbiți, zâmbetul e gratis, o să vă plagiez. Vă iubesc! O dimineață frumoasă și o săptămână bună tuturor! Doamne ajută! Doamne ajută!